Darby și compania au avut parte de două sincope până acum. Au pierdut acasă în prima etapă contra Otopeniului și au fost zdrobiți la Sibiu. Împinși de la spate de Durul Nicolici, basketbaliștii n-au depus armele și au revenit cu o serie de 3 victorii consecutive, adică suficient cât să-i ducă până pe locul 5, la egalitate cu ultima echipă care merge în play-off. Se vede play-off? Da, bineînțeles. De ce nu? Vedem cum o să stăm și în iarnă și mai departe sperăm să continuăm la fel. Chiar și adversarii Energiei au rămas impresionați de forța echipei lui Nicolici și îi văd serioși candidații la un loc în play-off. Eu cred că dacă își folosește avantajul de pe teren propriu, vorbesc de avantajul unui public minunat și această concentrare, are mari șanse să prindă play-off. Nicolici, care are în CV titluri obținute în Cehia sau Bulgaria, știe care este secretul echipei sale. Cum ați văzut, trece printr-un moment foarte bun, avem o formă foarte bună, de asemenea s-a văzut că suntem foarte bine pregătiți fizic fiecare jucător, iar crede că următorul meci de la Oradea, care va fi primul nostru meci transmis la televizor pe TVR3, va fi un meci foarte bun. Pe Gorjenii așteaptă acum 3 teste capitale în lupta pentru un loc în primele 4. Este un moment bun, la fiecare meci ne pregătim foarte bine și vrem să fim un pic mai sus față de meciul precedent. Urmează acum meciul de la Oradea și 2 meciuri foarte grele și interesante în același timp, o casă cu Târgu Mureș și 6 softuri, și toată lumea o să vadă unde este energia în momentul de față.